în căutarea lucrurilor dubioase din Japonia. Dragi prieteni, în vlogul de astăzi, în continuarea basically vlogului de ieri pe care l-am făcut cu capsula, cu internet cafeul, o să mergem și o să mâncăm la un restaurant pentru introvertiți. La un restaurant în care nu trebuie să interacționezi cu nimeni, totul se comandă de pe un iPad. Ideea este că trebuie să găsim restaurantul și nu știm exact unde se află. Achide rece. Evident că restaurantul se afla cumva exact pe lângă unde eram noi, doar că Google Maps-ul, fiți atenți că în Coreea de Sud funcționează prost, dar să știți că și în Japonia îți dă fail la multe chestii. Ok, de ce ai vrea să mănânci într-un restaurant dacă nu interacționezi cu nimeni? Pentru că, dacă nu știați, în societatea japoneză există această tendință, cum există și în viața mea, de a te izola de oameni, de a te izola de interacțiune umană din diverse motive, presiune socială, depresie, tristețe. Aici, în momentul în care mergi prin autocarele ăstora, când mergi prin basuri, când mergi prin metrou, vezi lume foarte obosită, lume absolut extenuată. Și de aceea, într-un fel sau altul, oamenii au ajuns în punctul în care nu vor să mai interacționeze cu alți oameni, iar cei care profită de pe urma chestii astea, comercianții, vin cu o grămadă de idei astfel încât să creeze lucruri interesante pentru cei care sunt introvertiți. Iar restaurantul din spatele meu, care se numește Yakiniku Like, este basically un chain restaurant. L-am găsit pe internet și mi s-a părut foarte interesantă treaba că nu trebuie să interacționezi cu nimeni în momentul în care mănânci și mâncarea extrem, extrem de bună. O să vedem acum experiența cap-coadă. După cum v-am spus, Yakiniku Like. Vedeți aici frumos mâncarea, scrie acolo tasty, quick, value. Și aici tot ceea ce poți să cumperi, toate pachetele, toate nebuniile, restaurante cu carne. Ăsta este foarte important de înțeles. Te pui, îți faci mâncarea, îți vine și aia e. Înainte să începem turul acestui cubicle, pentru că basically este un cubicle, vă spun că avem tur Backpack Your Life în 2024. Eu am un tur deja acum, o să vin în octombrie, doar că în momentul de față nu mai accept nimeni pentru că turul este full. Dacă vreți să veniți cu mine în Japonia în 2024 să mâncați și voi așa ca introvertiți și să trăiți experiențe interesante, mail pe backpackyourlife@yahoo.com. Back to the vlog. Deci cum e frumos de acolo intrarea. Aici este măsuța, ăsta este grillul. Avem mai niște sosuri cu garlic. Asta nu știu exact ce e, va trebui să vedem. Vedeți, totul este separat, astfel încât să nu trebuiască să interacționez cu nimeni. Și acum o să încercăm să comandăm. Eu îmi doresc să-mi pun limba și cred că iarăși o să stau 10 milioane de ani ca să schimb limba. Asta este un tap to order. O persoană, o persoană. Nu înțeleg ce e asta. Și vreau să-l întreb ăla cum schimb în engleză, frate. Cum se schimbă în engleză treaba asta? S-a venit pe ăsta, a pus... A, trebuie să bagi aici, să pornești un meniu. Și acolo... Engleză. Yeah, so the perfect. Same here, please. Thank you. Ok, ne-a băgat în engleză. Haide să vedem. Cred că o să luăm unul ăsta, frate. Un yakiniku set. Uitați aici. Numărul 1, numărul 2. Toate tipurile de mâncare. Limbă de porc. Limbă de porc mai mare. Limbă de porc toate. Dar o să iau un set din ăsta, frate. Ăsta mi se pare mie foarte interesant. Short plate, sliced beef and pork ribs and intestine set. O să iau un ăsta de 300 de grame. Cum vrei, large rice, regular rice. Cum vrei să-l cumpărăm, o să luăm regular rice. Zice că poți să-ți cumperi ceva de aici cu topping, dar nu înțeleg ce înseamnă. Băgăm un topping la mișto. Confirm. Oh, ok, hai să vedem ce vrem să bem. Astea sunt promoții aici. Ai o grămadă de promoții, care evident, multe dintre ele sunt scrise în limba lor. Side dishes, orez. Ăsta este niște curry, dar nu mă interesează. Și acum am pierdut tot ce aveam aici. Mi-a schimbat limba iarăși, văd. Deci tu ai în engleză, dar vezi că engleza asta nu e... Uite, nu l-a schimbat, frate.
Băi, ești nebun. Ok, schimbăm încă o dată limba. Am schimbat. Și nimic. A, uite, da, de aici în engleză. Drink menu. O să-mi iau o cola. Confirm. Deci se schimbă limba automat. Doar aici poți să, doar aici poți să stai. A, și să miști ăsta de la stânga la dreapta, să nu apeși pe alea acolo, să nu merge. Că dacă mă duc, uite, la drinks menu, de exemplu, nu ai, mamă, ce schimb. Deci la drinks menu, dacă vedeți, nu ai în engleză. Ai în engleză doar anumite lucruri, nu totul. Hai să numește Korean seaweed. Asta îmi place. Deci ăsta este cuptorul. Aici avem frumos bețișoare, șervețele și scobitori. Iar aici este heaterul. Und, dar mai întâi trebuie să comandăm, astfel încât să funcționeze chestia asta. Ia să vedem, de exemplu, ce face chestia asta aici. Urge ceva în ăsta sau cum? Evident că prostul din mine a dat... Ăsta nu e pahar, mă? Bă, frate, eu credeam că ăsta e pahar. Am udat aici totul să mor eu dacă v-am uitat. Dați-mi ce am făcut. Deci am crezut că e pahar, bă. Ăsta nu e pahar, e altceva. Asta să strângem aici, să facem curățenie. Ce am făcut un haos, ajutați-vă, nici n-am început bine și am distrus masa asta. Uite o chestie pe care nu mai e în Japonia. O vezi, îți dau tot timpul lângă scaun gentuța asta în care să-ți pui ceea ce ai. Deci am stat 10 minute doar să fac curățenie aici. Haide să punem și noi comanda. Să că mi-ai zis fata asta că eu am comandat meniu pentru studenți și mi-ai zis să schimb ceva acolo, că nu sunt studenți. Și mă o să zic, bă, sunt foarte, foarte, foarte departe de a fi student, draga mea. Haideți să vă dau un tur așa discret pe aici, ca să nu se mă vadă cineva să se supere pe mine. Uitați. Asta este pentru două persoane, dacă ești introvertit în grup, cum ar veni. Și uite, fetele astea trebuie să plătească aici. Aici cred că sunt paharele. Uite, mai și șervețele. Bă, ești nebună, să-mi iau și un șervețel. Hai că fata asta deja mi-a adus mâncare. Stai, draga mea. Cu mâncărica mea. Uite, Valeria și-a comandat bine. Tot eu mi-am comandat ca prost un meniu pentru studenți, bă. Și uite, zice să nu te pui cu capul aproape de focul ăsta. Ce tare. Uite, bă, aici ai paharul cu apă, adică paharul, da? Îl pui frumos. Și acum putem să bem apă. Nu vă speriați, lumina e super dubioasă aici. Thank you. Să vedem. Scurtur a ceea ce avem aici. Avem orezul, avem o cola, avem carnea asta, avem ceapă, avem încă o carne, avem kimchi și avem o supă.
Și avem și un seaweed. Asta mi-am luat pentru că îmi place foarte mult seaweed-ul corean. Gata, am aprins focul. Și asta îmi spune să nu te bași cu capul în chestia asta, frate, cât ți arde freza. Și acum trebuie să punem mâncarea. Luăm frumos sculița asta și tragem mâncarea de aici. Ia să vedem acum cum se prezintă carnea, adică ce gust are. Carne de porc, trebuie să vedem ce specialitate. Ia hai să încercăm. Primul meu grătar, primul grătar făcut de mine în Japonia. Mamă! Mamă, și cu orezul ăsta. Mamă. Cu niște ceapă. Ca Marian Adventures. Mamă. Nota 10, ești nebun. Kimchi-ul. Să aduce aminte de Coreea de Sud. Mamă. Deci cum e kimchi-ul ăsta, bă, mor, e excepțional de bună mâncarea. Ia vamos a ver la qué dice la Argentina. Increíble. No? Sí. Muy bueno. Deci asta am zis, atât de bun e. Deci îți cade, gândiți-vă, dacă Vale, care e apana mea, are niște standarde pentru friptură super înalte, noi cum se ia din standardele ei. E excepțional. Muestra que no tienes que acercarte en el. Deci îți dai seama că e mâncare excepțională când luați pe Valeria și-a luat încă o porție și mi-am comandat și eu încă o porție. Până mi-aduc ăștia mâncare, mă uit să văd ce dracu înseamnă chestia asta. Și poate să vă arăt cum plătește aici cu cash, că o să plătesc cash. Să vedeți cum se plătește la ăștia, boss, că nebunești. Trebuie să văd cât de șmechi de treaba asta. Fata asta face aici frumos supa. Super tare. Vreau să-mi dau seama ce e, zice moarte. Cred că e foarte picantă treaba asta. Dar nu-mi dau seama. Ce-o hai să-l ajut pe ăsta, frate. Că mi-a luat asta de aici. Cum a venit bucuria, boss. Ia uite de aici. Thank you. Uitați-vă cât de mișto poate să arate, deci vreau să vă las fești exact cât am plătit. Am pus acolo limba de vacă. Și ne bucurăm de mâncat acum, mi se pare real că am comandat două meniuri, frate. Deci asta este nota 10, ăsta a mai venit cu ceva. But either way, fucking tasty. Are grijă de mine, Vale, uitați-vă. Îmi pune porcui care a rămas acolo să-l mănânc eu. Hai să vedem acum și cum se plătește, frate, la ăștia self-checkout. Nu înțeleg nimic. Băgăm English. Scan the payment slip. Asta e că încă nu l-am. Sorry? To pay? For two. Ah, it's here? Ah, ok. We need this. And this, but we have two more. Ah, no, it's everything. Ok. Yes. Trebuie să vii cu astea două
Și să scanezi. Cum dracu scanezi ăsta? Yes, yes, please. Perfect. Ah, yes, yes, it's together. Ok. Vrem aici credit card. Băgăm Revolutul, dar nu-l arătăm. Thank you. Vreau acum. Sorry. Exact cât am plătit. Deci pentru două persoane, 29 de euro, 30 de euro, basically 15 euro de persoane, 7,5 euro un meniu din ăla, frate. Mi se pare un preț ultra decent, deci ultra, ultra, ultra decent. No comment whatsoever. Haosul de la peak hour aici în Shinjuku. Asta este un loc, un loc central, o stație centrală foarte importantă, un hub de ăsta enorm, de unde vin și pleacă toate trenurile și vedem că e haos, haos total aici, mai ales acum e ora 7, 6 și 40 de minute. Nu, nu, până nu trăiești nebunia de la rush hour de aici, din Tokyo, nu, boss, nu poți să plec atât de bată în aglomerație. E o căldură impresionantă și foarte, foarte, foarte stresant. E extrem de stresant. În sfârșit, după vreo jumătate de oră de mers pe aici, am găsit și noi Yamanote Line, că mergem către Yanaka Ginza. Asta este o zonă din Tokyo, ce ne... Mamă, ce aici? Deci ca să vedeți ce înseamnă oboseala și ce-ți face căldura. Voiam acum să mergem către Yanaka Ginza, o zonă de aici din Tokyo, un sat tradițional care nu a fost afectat de bombardamentele americanilor din cel de-a doua război mondial și și-a păstrat complet identitatea. Problema este că pentru a merge acolo, cred că avem de mers vreo 30-35 de minute, 40 de minute cu... Mamă, stai că se poate ceas, pe contrasens. 35-40 de minute cu bas, cu ăla, cum îi zice, izquierda, cu basul, cu tren metrou și pur și simplu nu avem chef, adică suntem mult, mult, mult prea obosiți. Iar trebuie să bag asta, mă, iar. Deci atât de sparți suntem acum, atât de obosiți de căldură, de oboseală. Dar voiam să vă arăt înainte de a termina clădirea asta, frate, deci trebuie să văd cât de frumoasă poate să fie. Deci este o clădire absolut excepțională. Nu știu exact ce, nu-mi dau seama ce se întâmplă aici. E o expoziție, nu înțeleg. Dar e o clădire care arată de nota 10, frate, mai ales aici. Vedeți-vă și voi. Pero sabes que es eso? Es que exposition, es que, ¿qué? Casa de moda. De arte, me parece, mira. Ah, casa de arte, ya vamos a ver. Sí, no, mira, tiene... No, wow. Todo es una obra de arte, mira, mira lo que es esta mano. ¿Eso es una silla? Sí. Wow. Mami, mira aquí arriba. Mañana de día me gustaría como grabar algo, bailar acá, hacer algo. ¿Ah, sí? Ok. Es lindo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Uitați-vă cât de mișto poate să fie locul ăsta. Dar cred că... Uite, asta e poarta. Deci asta e, frate, asta e Tokyo. Sunt locuri extrem de random pe care le întâlnești fără să... Da, pur și simplu te plimbi. Noi, de fapt, de ce am venit aici? Am venit în locul ăsta pentru că, aproape de casa noastră, casa noastră e undeva în partea aia, în cartierul acesta care se numește Waseda. Și exact aici, în față, pe stânga, este spălătoria, acolo unde ne spălăm noi hainele. Și văzând spălătoria, am trecut exact pe aici.
Acum în drumul către casă, evident, voiam să ne oprim la un Kmart. Combinația este că Kmart-ul este un backup al 7-Eleven. Dacă nu găsești 7-Eleven, te duci la Kmart. Și noi aici în acasă credem că nu avem 7-Eleven, dar avem 7-Eleven care este puțin mai încolo. Ideea este că ai mai multă varietate, poți să cumperi mai multe chestii de acolo, deși și Kmart-ul a fost ok. De fiecare dată când intru 7-Eleven, mi-aduc aminte domnul Mihai, care știu că se uită la acest video și care o să vină cu mine prin Japonia, nu ca invitat, ci ca helping guide, pentru că turul îl organizez împreună cu Mihai. Repetă, dacă vreți să veniți în Japonia, scrieți pe backpackerlife.com pentru 2024. Acum suntem full, nu mai avem locuri libere. Foarte șocant cât de aglomerate pot să fie străzile, sau mai bine spus, unele străzi ale acestui oraș, și cât de goale pot să fie altele. Deci aici unde stăm noi, în zona asta, în Waseda, repet, este o zonă universitară, sunt aproximativ 4 universități aici. Bă, nici dimineața nu e foarte multă lume. Ideea este că eu nu știu exact dacă ăștia sunt în holiday sau nu. Copiii în Japonia, în momentul de față, sunt în vacanță sau nu. Ideea este că nu văd pe absolut nimeni în niciun moment. Nu sunt oameni pe stradă. Și te duci în partea aia în Shinjuku. Noi suntem cumva aici în Shinjuku, doar că foarte departe față de Central Station. Bă, și acolo e plin de popor, iar aici nobody. Cred că asta o să fie planul de acum înainte, să terminăm fiecare video pe care filmăm în Japonia într-o săvânilă. Asta ca să vedeți ce cumpărăm de fiecare dată. Deci avem apă acasă. Trebuie să iau o din aia de cola. Pentru că beau și una de cola pe zi. Every once in a while. Ia uitați ce ăștia la 7-Eleven au și... De ce, frate? A, sunt cărți, mă. Cărți. Uitați aici. Manga. Toate nebunile, bă. La manga de asta, gravă. O cola normală pentru mine. O cola zero pentru Vale. Ca așa. Asta este rutina noastră. Vreau să arăt cum se plătește aici, frate. Ia, mai aici un pic. De ce e asta? Și o bagi aici. Îți ia banul, frate. Și ți-l bag aici, vine frumos restul. Ah, ok. Asta, pe care o lasă. Pe cât de mișto. Îți dă restul înapoi. Asta, de ce? Ca să nu îi atingi pe oameni, ca să nu ai niciun fel de interacțiune fizică cu oamenii. Nu știu dacă treaba asta era și înainte de pandemie, dar mi se pare absolut real cum se întâmplă acum. Thank you! Asta? Tenemos că vreau să așteptăm până închide asta. Tenemos că spera asta că se era la portă. Ah, come on! Deci nu se închide, chiar o chestie era la poartă, vreau să închidă poarta să vă arăt ceva. Ah. Acum o să fie. Senior, domnul să stea acolo. Ah, mira. Uite, zice că n-ai voie să fii. Vizitant? Nu. Nu trebuie, nu trebuie. Ma, second. Second, second. Asta, viste agea. Vise că nu curăță la noastră. Unde? Grabamos siempre nosotros. Deci tot timpul filmul, dar ideea este că nu se poate... Nu putem să închidem ușa. Să nu iasă nimeni. Deci să nu iasă nimeni, vă rugăm. Așa, un pic. Sí. Așa. Bun, nu interesa, si eu pot graba. Ok. Ai. Vezi? Claramente. Ilegales. Bă, cam asta a fost și cu vlogul din această seară, dragi prieteni. Încerc pe cât posibil, uite cât de frumoasă e lumina asta, încerc pe cât posibil să postez în fiecare zi, în condițiile în care se poate treaba asta. Urmează să mergem la Disneyland și urmează să vedeți și Team Lab, cel mai șmecher loc pe care l-am văzut vreodată, cel puțin în ultimii 2-3 ani de zile, din punct de vedere artistic, nu știu cum vreți să o luați, eu știu cum o iau. Știți voi pe ce platforme o iau eu, dacă vreți să mă găsiți pe platforme respective, mă puteți căuta și mă veți găsi. Acum încercăm să mergem acasă, nu știu dacă suntem bine. See you most likely
O să terminăm videoul ăsta exact în Tokyo Central Station, pentru că în momentul de față ne îndreptăm către Nagoya. Am cumpărat, cum le zice, alea mă, JR pasurile, despre care știți foarte bine, v-am mai povestit, dar cu ea stați că o să vă arăt, ca să vedeți exact pe ce am plătit 1000 de euro, frate, și ce nu trebuie să pierdem, orice s-ar întâmpla, le-am băgat în pașaport. Deci astea două, bosule, astea două, 500 de euro, 500 de euro. De pierzi, ai belit-o complet. Ne îndreptăm către Nagoya. Și o să vă povestesc exact ce vrem să facem acolo. Am găsit un Samurai Village, puteți să-l căutați, se numește Naraijuku. Un loc fenomenal, care o să vă placă maxim. Dar până atunci o să revenim cu două videouri șmechere, unul de la Disneyland și unul dintr-un loc, v-am zis, de nota 10. Așa, deci mie mi se pare în continuare extrem de ciudat faptul că în 2023 ăștia nu sunt în stare să-ți dea biletele astea de JR Pass cumva, separa, cumva online, astfel încât dacă le pierzi să nu fii completely fucked up. Nu pot să înțeleg treaba asta, mi se pare extrem de ciudat. Foarte multă lume am făcut o greșeală enormă, și anume aceea de a veni în Japonia la jumătatea lunii august. Scria clar că între 12 și 22 august o să fie niște probleme majore cu transportul și că toată lumea să fie flexibilă, deoarece sunt foarte mulți oameni care călătoresc în același timp. Și în momentul în care călătorești în același timp, gândiți-vă, e vacanță de vară, haos, absolut haos, haos total. Acum așteptăm să ne curețe trenul și asta voiam să vă zic, că este pentru prima oară în viața mea când îmi dau seama că mă afectează enorm summer holidays-ul. Deci nu am pățit asta niciodată, deși am călătorit prin foarte multe țări, am făcut un calcul și mi-am dat seama că de fiecare dată am evitat, cumva fără să vreau, tot ceea ce ține de anul nou chinezesc pe care sărbătorește ăștia în Vietnam. Când a fost anul nou chinezesc, eu de fiecare dată eram în altă țară, anul nou thailandez. Songkran, festivalul ăla tailandez. Toate astea de mine au fost evitate, nu știu cum am reușit și nu m-am lovit niciodată de situația în care să fiu absolut dat peste cap de numărul de oameni, de mulțimea de oameni care călătorește în timpul vacanțelor. Deci e absolut șocant, mai ales în Japonia, unde ăștia se plimbă de pe peste tot, ca să facă o idee. De-abia am găsit bilete la business class. Deci de-abia am găsit bilete la business class, pentru că dacă întârziam 2-3 zile, nu mai găseam bilete la green card. În fine, nu o să filmez acum drumul până în Nagoya, pentru că nici în Nagoya n-am chef să filmez. Vreau să filmez doar în satul în care mergem, Naraijuku, căutați-l. Dar până atunci nu uitați, o să vină două videouri. Dacă vreți să veniți cu Backpacker Life în Japonia, mail pe backpackerlife@yahoo.com. Noi ne îndreptăm către partea centrală, după care către sudul sud, mergem către Kagoshima, mergem către Okinawa, urmează cel puțin 2-3 săptămâni de vloguri din Japonia. Very happy. Love you. Pa!